Doamnelor și domnilor, bine ne-am regăsit la Vocea Basarabiei, vocea care ne unește. Astăzi am decis să-l avem încă o dată oaspete pe Oleg Kisiliov. Oleg Chisiliov este actualmente student în România, la București, dar mai este și membru al Asociației Tinerilor Diplomați din Republica Moldova. Oleg a știut și cunoaște bine ce vrea să facă azi și mâine, Oleg are convingerea că va obține succesul. Iubește Republica Moldova, dar iubește nespus de mult și România. Asta am tras o concluzia urmărind postările pe care le are pe rețelele de socializare. Are încredere că știința îi va fi însoțitor de bord în marea călătorie a cunoașterii și ar dori să trăiască vremea unirii între Basarabia și România. A scris. Iarăși fac trimitere la ceea ce postează pe rețelele de socializare că a fost și este impresionat de cât de entuziast a fost primit de parlamentari, istorici, politicieni și alți reprezentanți ai societății civile de acolo, de peste Prut. Astăzi vine mult mai ușor pentru că are și ședere în capitala României. Bine ai revenit la Vocea Basarabiei! Bună ziua și vă mulțumesc mult pentru invitație! Cum a fost această toamnă pentru tine că ai fost student și deja încerci sau începi să înțelegi altfel lucrurile, probabil? Da, a fost o toamnă foarte zbuciumată, a fost o toamnă complicată pentru că am avut parte de această tranziție de la viața de elev. Practic, am stat o vară, am făcut ceea ce îmi place, m-am implicat în Asociația Tinerilor Diplomați din Republica Moldova și, brusc, am ajuns în București student într-o viață matură în care îmi asum dacă învăț, dacă nu, dacă merg la curs, dacă merg la seminar și e interesantă această, această tranziție la, la viața matură. De la licean la student. Exact, da. Dar da, pentru că ai menționat ideea dacă decizi să mergi la ore sau să nu mergi la ore, de ce ai pus accent anume pe acest lucru? Pentru Tinerii decid să nu meargă la ore să, să mai lipsească? Independență de fiecare student. Independență de fiecare student. Personal, încerc cât de mult posibil să nu lipsesc de la ore. Dacă apar lansări de carte, conferințe, ceva, vă dați seama, mai dau și eu priorități la unele evenimente mai, mai importante pe care le consider eu. Dar, da, sigur, tentația, lenea pe locuri e foarte mare și, respectiv, unii preferă să mai doarmă, alții au mare chef și multe, multe alte. mai iei în considerare și cât de mult îți place cum predă profesorul la ore? În mare parte, eu țin cont și acest aspect, dar eu fac ceea ce îmi place. Învăț ceea ce îmi place la profesori pe care sunt dragi. Eu nu am profesori pe care să, să, nu iubesc la Facultatea de Istorie la Universitatea din București. Da, ai ales România și de ce nu ai fi rămas aici în Republica Moldova? Pentru că există facultate de istorie și aici. Exact, bine, am ales București pentru că este capitala țării, am considerat de cuvință că sunt mai multe posibilități, mai multe oportunități pentru mine ca tânăr student care vrea, cum a spus dumneavoastră, să știe ce vrea să facă în viitor. Sigur, aceste posibilități vor fi fructificate de mine. Ulterior, în viitor, poate mă vor întoarce și înapoi acasă și la Chișinău pentru a contribui inclusiv la bunăstarea acestui stat. Și dacă s-ar gândi un număr mai mare de tineri din Republica Moldova exact așa cum gândești tu, atunci cine ar mai face studii acasă? Bine, acum să nu fiu foarte răutăcios. Sunt studenți care preferă să rămână aici acasă, care dorul de, de casă e mai primordial și respectiv ei decid să rămână acasă în dependență de fiecare. Sunt posibilități aici în Chișinău. Eu am crezut de cuvință că posibilitățile din România vor fi cu mult mai mari față de cele din, din Republica Moldova. România face parte din, din UE, din NATO, sunt cu mult mai multe conferințe, lansări de carte, practic toată viața intelectuală din România este cu mult mai mare decât în Republica Moldova și cumva eu asta am văzut o posibilitate pentru mine. Pentru că sunt mai multe lansări de carte, conferințe, evenimente, personalități notorii, cu mult mai multe. Deci, respectiv, perspectiva de viitor e cu mult mai mare. Bine, și dacă în și tu că deja ai ști ce vrei să fii, ce vrei să faci. Istoric sau diplomat? Și, și. Nu, încurcă unul altă. alta. Deci poți să fii și istoric, diplomat, politician, independent de, de circunstanțele vieții. Bine, dar totuși este o diferență, pentru că dacă îmbraci această stofă de diplomat, ar trebui să promovezi mai mult imaginea țării. De exemplu, pe care o reprezint, sau o țară, eventual, dacă merge într-o misiune diplomatică. A fi istoric, asta înseamnă să fii în fața elevilor, studenților. O, și cercetător poți să fie Exact. Diplomația este, nu să nu spun hobby, dar ar fi o, o, o doar o singură parte din viață. Adică poți să fii diplomat în câțiva ani. Istoric, poți să fii toată viața. Eu pe în principiu ăsta merg. Ce rol are diplomația acum când Republica Moldova a decis că vrea să ajungă în Uniunea Europeană? Are un rol foarte mare și în, acest, în, acest, în aceste gânduri vreau să mulțumesc și diplomației române. Țin cont că noi am sărbătorit ziua națională a României de 1 decembrie. Diplomația românească ajută foarte mult diplomația moldovenească pe parcursul integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană. Da, acum ar mai insista cineva că e mai bine de parcurs acest drum ca Republica Moldova să ajungă să fie țară membră UE în 2030, sau totuși se insistă și pe ideea că unirea ar putea mai mult să ajute Republicii Moldova la integrarea europeană, că ar fi distanța mai scurtă? Sigur, bineînțeles, sunt și aceste opinii, dar eu consider de cuvință. Republica Moldova, integrându-se în Uniunea Europeană, va avea uh, nu doar probleme, dar în același timp uh, va fi un cal pentru Uniunea Europeană. Vă dați seama, politicienii proruși la Chișinău vor fi în Parlamentul European, vor fi în instituțiile europene, vor fi poate unii comisari și respectiv vor reprezenta interesele Federației Ruse. Pe când, prin calea Ai reunific, e, e tu? Da, e, e foarte posibil. Pentru nu vedeți ce se întâmplă în alte state europene, aveți multe cazuri, Muntenegru, Slovaci, sunt foarte mulți agenți ai Federației Ruse, inclusiv în Parlamentul European, care reprezintă interesele Federației Ruse. Dar tu de câte ori ai discutat și cu asemenea politicieni? Cu proruși? Nu, n-am avut, -am avut tangență. Dar nici curiozitate n-ai avut să discuți cu cineva dintre ei ca să ai o claritate mai mare asupra ceea ce cred ei, cum văd ei viitorul Republicii Moldova? Cu politicieni nu, am avut ocazia să discut cu tineri. În această vară am fost în, în Comrad și am avut uh, posibilitatea să vorbesc trei zile cu tinerii de acolo și să înțeleg uh, spiritul uh, european, dacă există acolo. respectiv mi-am mi dat seama că spiritul european se izbește de niște realități crâncene de acolo. Oamenii sunt, uh, sunt plenar încadrați în uh, sistemul de gândire sovietic oamenii, până la urmă, noi ne integrăm în Europeană, dar mentalitatea noastră rămâne, rămâne, pe loc. Și asta se întâmplă de 30 de ani. Da. Se perpetuează partidele, se perpetuează idei, dar în fond oamenii, oamenii rămân cu aceleași opinii proruse, spre regret. Și ai o claritate ce își doresc localnicii de acolo, din acea regiune? Deci, din tot ce am înțeles eu, sunt pro-europenii, sunt o minoritate și asta ne-a dovedit alegerile din, pentru Bașcan, în Gagauzia și cum argumentează ei opțiunea politică? Face parte din sistemul putinist. Referința la, la trecut pentru ei este una esențială. Referința la trecut e una propagandistică, pentru că și unioniștii fac referință la trecut, dar o fac într-un mod pragmatic și într-un într cadru a unei adevări istoric pe când ei o continuă discursul propagandistic sovietic. Dar pentru unii dintre ei, același adevăr istoric e poate adevăr să fie exact. convingător. Exact. Și, respectiv, ei merg pe, pe ideea putinismului, că ei fac parte din marea familie rusă, rus-chimir. Respectiv, ei au frica de, de România în continuare, de discriminare, așa cum s-a propagat în Prada sovietică, România au bătut, jandarmii români au bătut, au bătut inclusiv și pe uși, și pe moldoveni și așa cum mai departe. Și atunci putem vorbi că Republica Moldova va reuși să parcurgă acești pași către integrarea europeană, ținând cont de, iată, de ceea ce ai observat în regiunea de sud a Republicii Moldova. Ne mai punem și întrebarea dacă va fi soluționată problema transnistreană, între timp, ca să vorbim despre un viitor clar al acestui stat. Dar trebuie să fim foarte realiști. Politicienii de la Chișinău cât și de la Bruxelles nu au menționat în ultimul timp de Transnistria. Au spus că, bine, Transnistria nu este o problemă actuală, dar trebuie să fim foarte pragmatici. Transnistria totuși face parte din această ecuație. Și ce facem după? Nu știm cât va dura războiul din Ucraina, deși, bineînțeles, observăm că va fi un război de durată poate pe locuri va fi unul înghețat și respectiv tentativele noastre pro-europene se vor izbi de niște realități crâncene. Deci astfel trebuie să ne punem întrebarea încotro mergem și cum, cum alegem viitorul nostru. Da, revenim la situația din Utea Găgăuzi, acolo unde zis că te-ai aflat în această vară și să te întrebi pe tine, dacă ai fi rămas sau dacă ai dori să revii acolo și să discuți cu oamenii și în continuare despre avantajele și beneficiile de pe urma aderării țării la Uniunea Europeană, ai reușit să-i convingi că acest drum este sau această direcție este una corectă? Sigur, n-aș ezita să fac acest lucru dacă aș avea timp liber, dar cu mare drag chiar mi-aș asuma această responsabilitate și cu mare drag aș face. Pentru că vreau ca, într-adevăr, oamenii de acolo să înțeleagă, să iasă din paradigma sovietică în care uh, vorbim despre românism ca de nazism, fascism uh, și alte extreme. Dar semenii de acolo ce-ți spun? Etinerii? Da. La fel, uh, foarte mulți sunt încadrați în sistemul ăsta sovietic, în gândirea și mentalitatea sovietică și prorusă. Spre De asemenea, ei văd ca un pericol, mai mult decât atât. Unii din ei mi-au mi, -au, mi -au reproșat că Ucraina se devină despre, în contextul războiului actual. Și tu ai reușit să-i convingi că nu e adevărat? Nu, asta nu se face într-o zi. Se face cu timpul. E, e, un proces. Unii spun că necunoașterea limbii române ar fi o problemă în acea regiune, pentru că dacă s-ar informa din surse veridice, atunci și-ar cunoaște bine limba română ar fi mai mai receptiv și la ceea ce se întâmplă în spațiul occidental. Nu mereu. Sunt o de limba română în toată Basarabia care votează cu partide Pro Rusia. Deși ei vorbesc limba română, privesc știri în limba română, dar votează cu partii de prorusie. Și chiar dacă le spui acolo în Uteagă, Găuzia, că sunt proiecte implementate cu bani veniți din Turcia, din Statele Unite ale Americii, din Uniunea Europeană, chiar din România, ei oricum pentru ei nu sunt argumente suficiente? De exact, nu sunt argumente suficiente. Dar... Spre regret și foarte, foarte interesant pentru, pentru cercetare. Deci mai trebuie de lucrat la acest capitol. Unii cred că timpul le vindecă pe toate și dacă vor mai trece 10-20 de ani, probabil situația va fi deosebită de cea de astăzi. Exact. Se schimbă generațiile. Deci integrarea europeană a Republicii Moldova nu este doar despre legislație, proiecte de legi. E vorba și despre mentalitate și despre concepția noastră asupra identității, în primul rând, pe care ne o asumăm și respectiv nu vorbim de, de cadru legal, vorbim despre un proces, despre un proces istoric, despre o evoluție sau involuție. În, cadrul, în contextul integrării Republicii Moldova vorbim despre o evoluție a mentalității noastre, deși mai șchiopătăm la acest subiect. Dar apropo, tinerii semenii tăi cunosc trecutul și ce perioadă din trecut cunosc ei? Pentru că chiar dacă discuți despre evenimente care au avut loc acum 10-20 de ani, unii dintre ei nu prea au răspuns la întrebări. Ce s-a întâmplat, prin ce s-a remarcat acea etapă? Sigur, vă înțeleg vă nedumerirea și am și eu prieteni care nu sunt pasionați doar de istorie. Și respectiv, eu explic pe înțelesul tuturor, explic ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat, când. Pentru că istoria, de asemenea, nu este despre odată, da, o dată. Dar există interes din, din partea lor ca să cunoască ce s-a întâmplat? Prietenii mei, da. Pentru că ei au alte priorități, mulți dintre ei. Nu, prietenii mei, da. Eu am doar comunitatea de... Prietenii care se interesează. Bine, și eu îi explic și voi sunteți totuși o minoritate dacă ne referim la toți tinerii, la toate persoanele de vârsta ta. Așa, da. Și asta s-a văzut la alegeri. Spre regret. Și la alegeri ce s-a văzut? Că tinerii nu prea au chef să participe. Problema e alta. A fost alegeri locale. Deci asta ne spune clar că tinerii au imigrat. Tinerii sunt în afara țării. Asta vom vedea următoare următoarele alegeri prezidențiale dacă vor merge oamenii la vot sau nu. Acum a fost problema că ei nu au venit, foarte mulți nu au venit pentru a-și da un singur vot pentru unii, i am considerat că este inutil. Și tu ai fost unul dintre ei? Nu, eu am venit. Tu ai venit și ai votat? Exact, am venit, am votat, sumat am asumat și m-am bucurat pentru că a fost pentru prima dată, a fost emoții mari pentru mine, a fost da, mi-am că Vocea Basarabia a făcut și povestea ta atunci când ai mers la secția de votare și ți-ai exercitat acest drept pe care l-ai avut prima dată, da? A fost o onoare cetățenească, da. da. Și cine a câștigat? Nu cel pe care l-ai votat. Exact. Te-ai întristat? Sigur că am întristat, dar eu sunt foarte pragmatic și înțeleg că asta este democrația. Pentru că dacă ar fi un regim autoritar, eu la, drept, la vot nici nu m-aș duce, n-aș avea dreptul. Deci mă bucur că avem un, un regim democratic și trebuie să lucrăm asupra lui, ca unii candidați care um, fie au avut probleme în trecut, fie au un discurs uh, prorus și antinațional, să nu aibă voie la, la alegeri. Dar tu cum ai comentat rezultatele acestor alegeri locale pentru municipiul Chișinău? Pentru municipiul Chișinău a fost mai problematic. Am avut un candidat care acum este primar, care și-a asumat un discurs pro-european, la lucru pro-românesc, la 1 decembrie am văzut postarea primarului actual și respectiv... Și imediat după ce a obținut victoria a mers la București. A mers la București, sigur, se prefigurează niște alianțe politice, uniuni de partid, se apropie alegeri parlamentare și prezidențiale în Republica Moldova. Ce am înțeles eu din alegerile locale este unul din elementele ale Republicii Moldova, unui sindrom a statului eșuat. De ce? Pentru că oamenii votează pentru, pentru, lucruri minore, dar nu în pentru lucruri globale. Cum ni s-a promis, păi nu, dar locale. Centură, nu, spun de bloc, chestii de oraș, centură și multe alte, modernizarea orașului, piața centrală, am avut multe în 2019 când au avut loc alegeri și ce s-a întâmplat de atunci? Au fost, sigur, s-a modernizat orașul, nu spun, dar, dar, oamenii au votat, au votat nu în cunoștință de cauză. Bine, și acum această relație bună care se va stabili între primăria municipiului Chișinău și parteneri de peste Prută ar putea să aducă și o mai mare modernizare aici? Ar putea să aducă modernizare, dar gândiți-vă că acest candidat, acest primar a schimbat partidele, a schimbat concepția ideologică a sa și nu cunoaștem dacă a schimbat-o fie într-adevăr că și-a asumat și a înțeles identitatea, aproape română, că nu s-a așa. Deci trebuie să înțelegem că acest candidat, el și-a schimbat formațiuni, a schimbat, schimbat ideologii și respectiv ne punem întrebarea, a făcut-o conștient sau din alte convingeri? Da, ce părere ai despre asemenea politicieni care... Unii spun că poate au reușit să vindece anumite răne ale trecutului și să treacă mai departe pe o altă, pe o altă cale nu, nu cred. Nu cred în acest politicieni. Nu ți suflet în credere. Absolut deloc. Dar ce așteptări ai tu de la primarul Chișinăului să facă în mandatul acesta? Ținem că și-a asumat un discurs pro-european și pro-românesc. Eu vreau să văd mai multe proiecte finanțate de Uniunea Europeană și de România în orașul Chișinău. O modernizare, centură, drumuri bune, respectiv, nu știu, uniformizarea reclamelor pe care le vedem în oraș total aruncate și așa, ca un amalgam. În piața centrală, de ce nu? Cu parcări, sigur, că parcă parcările e o problemă. La fel. Și la București e, și la, e o problemă mare, da. Și acum nu, doar la București când mai multe țări. În toate statele, din... în capitalele mari, da. sigur. Da. Nu? E o problemă, numărul nu? mare de mașini e în creștere, numărul de unități de transport e în creștere și aceasta arată că autoritățile ar trebui să fie mult mai ingenioase, mult mai pragmatice, să aibă proiecte clare cum pot să rezolve această problemă a îmbuteiașelor. Au nevoie de specialiști buni. Să sperăm că îi vor găsi pe acești specialiști buni, dar specialiști buni sunt și din rândul tinerilor. Tinerii cât de mult își doresc și ei să fie implicați în implementarea multor proiecte care ar schimba situația în bine. Pentru că mulți dintre ei aleg mai degrabă să plece peste cotare. Acum o să, o să vă dau un exemplu. Acum ceva zile Asociația Tinerilor Diplomați din Republica Moldova a, a, a făcut o tabără, o tabără de toamnă-iarnă Așa, în care au instruit tinerii în procesul ăsta diplomatic și politic. Au învățat tinerii ce asta diplomația, au introdus acești tineri în subiectul geopolitic și politic și cumva tinerii s-au manifestat foarte bine, au, au, fost prezenți, au dat întrebări, deci a fost, a fost foarte frumos și respectiv vorbim de, de un chestii normale, sigur, sunt tinerii care se interesează, sunt unii care nu se interesează, care au în cap, nu știu, aspectul financiar, și alții care își văd își de viața lor, alții implicându-se în tot diferite asociații, evenimente. E firesc și nu se întâmplă în Moldova, în toată lumea. Da, pentru mulți, totuși, banul contează. Acum, Prima. hai să vorbim despre cât de mult este interes pentru bani, dar mai ales pentru cum să câștigi acest ban. A Aici este o diferență foarte mare. Este o diferență foarte mare, și, când suntem uh, un stat în abia recent născut acum trei decenii, avem o problemă cu asta: că unii fac bani ilegal. Fac bani ilegal din politică. Dar nu ai economie. dus până la capăt gândul despre statul ieșuat? Care ar fi fost concluzia ta în urma rezultatelor acestor alegeri locale generale? Da, în uh, alegerile locale e un punct foarte important, că am înțeles. Oamenii țin cont că au votat pentru nimicuri aproape. Nu mai vorbim de sate unde s-a pus un bec și oamenii au aplaudat. Deci vorbim de sindromul unui stat ieșuat. Cum poți să, să vorbești despre un stat de succes în condițiile în care tu pui un bec, dai hrișcă la, la săteni și oamenii, oamenii votează. Nu asta este democrația. Nu asta este democrația. Dar s-au învățat cetățenii Republicii Moldova să trăiască în democrație. Greu de spus, de am învățat și asta noi am văzut la alegerile precedente. Oamenii s-au mobilizat foarte, foarte mult și în condițiile în care am avut propagandă, război hibrid și multe alte probleme, oamenii s-au mobilizat și au, au, mers la vot. Și în țară, la fel. Cum le explici tu tinerilor ce înseamnă război hibrid? Acum o să, o să, explic așa cum am explicat de nenumărate ori la Liceu Pro Succes aceasta Acolo unde -a ai făcut studii? Da, m-a pus să, să explic și tinerilor liceni ce înseamnă război hibrid. Deci vorbim despre uh, un război de secolul 20, 21, Apropo, război hibrid în, în spațiul românesc e din, din secolul 20. Din 1924 avem un război hibrid împotriva Basarabiei și până acum el este. Este o perpetuare de evenimente în contextul general, general istoric. Vorbim despre Transnistria, vorbim despre propaganda rusă, vorbim despre coloana 5 -a în Republica Moldova, vorbim despre partide, spă spălări de bani și multe alte probleme care țin de Federația Rusă. Deci războiul hibrid are două componente, de soft power și hard power, de componenta politică și componenta militară economică. Dar tu ești tânăr, folosești noțiunea aceasta de coloana 5-a, cine, la cine te referi când spui coloana 5-a? Politicieni, partide, Oamenii din domeniul economic și de ce crezi că ei ar reprezenta această entitate? Pentru că ei reprezintă interesele altui stat în Republica Moldova. Și ce ar trebui să facă cetățenii? Ce ar trebui să facă statul, ar fi mai bună întrebare. Instituțiile, ce? Instituțiile statului dar statul și cetățenii nu luptă cu ei. Instituțiile statului trebuie să lupte cu ei. Și cetățenii sigur ar trebui să fie și ei mai pragmatici când merg la vot. Dar asta vorbim despre un stat ieșuat. Oamenii merg la vot, votează cum, cum gândesc ei de cuvinte, deși este total greșit din punct de vedere a normelor democratice pe care noi le considerăm, care le vedem în societatea occidentală. Și multe alte probleme. Sigur, Republica Moldova, ca stat eșuat. Îmi, îmi aduce aminte de, de anii 90, în care, sigur, noi am renăscut. Practic am avut o renaștere națională, dar încolo am, am stagnat în continuare, s-a mers pe linia moldovenismului până, până... Și astăzi putem spune foarte clar cine se face vinovat că ieșuiază statul și cum să ieșuieze statul dacă Uniunea Europeană îi oferă clar această perspectivă de aderare Republicii Moldova. Aici trebuie să previn de un punct de vedere geopolitic. Republica Moldova, Re, Republica Moldova a intrat cumva în, în familia europeană, se apropie de familia europeană datorită Ucrainei. Dacă Ucraina n-ar fi semnat atunci declarația de aderare și n-ar fi depus-o la Bruxelles, -a, Republica Moldova nu era să facă acest pas. Noi am făcut acest pas după ucraineni. La fel cum s-a întâmplat în 1117, când Ucraina și-a mai întâi și-a proclamat suveranitatea și -a, apoi independența în cadrul de, de, la Imperiul Rus. La fel am făcut și noi în Autonomia după independența. Ne-am proclamat independența după ucraineni. Bine, și oricum, Bruselul a spus că atât Ucraina cât și Republica Moldova au această șansă istorică să ajungă țări membre ale Uniunii Europene și atunci când cetățenii de aici vorbesc că statul ieșuiază, cum ar trebui să reacționeze cei din Uniunea Europeană dacă cetățenii acestui stat vorbește despre un eșec al țărilor? Ar trebui să fie mai realiști și pragmatici, trebuie să vadă realitățile din teren. Sigur, se organizează diferite evenimente, conferințe cu Uniunea Europeană și la Bălți, în Comrat, în marele orașe din Basarabia, dar sunt doar evenimente. Am spus, integrarea europeană este un proces și un fenomen de schimbare a mentalității, inclusiv. Dar asta nu se întâmplă datorită unui eveniment, se întâmplă în cadrul unui proces de creștere economică, de creșterea prosperității, și asta nu se observă. Am avut Moldova de succes în anii 2010 cu alianțele. Și? Ați văzut ce a ieșit. Asta, bine, să nu de. fi înțeles greșit. Azi nu vreau să fac referință că pas vor prelua scheme de corupție și vor face cum au făcut politicienii de atunci. Dar vreau să spun că poveștile de succes se termină la un moment dat. Și ne izbim de realități. Dar succesul aici în Republica Moldova trebuie să vină chiar din partea cetățenilor, cetățenilor acestui stat. Indiferent cât de repede va reuși Republica Moldova să adere la Uniunea Europeană sau chiar dacă se insistă pe actul reîntregirii. Oricum nu o să vină nimeni aici la Chișinău, la Iedineț, la Bălți, la Combrat să facă ordine. Bine, trebuie să fie și inițiativa noastră, a cetățenilor Republicii Moldova, dar în același timp, pasul important pe care trebuie să fie făcut este cel de la București și de la Bruxelles. Un pas realist. Ce înseamnă un pas realist, în opinia ta? Cunoașterea realităților din teren. Asta vreau să spun. Cunoașterea realităților din teren. Alegerile locale ne-au arătat bine. Partidul de Guvernare a ieșit pe primul loc. Dar să ne uităm ce partide au mai luat locuri. După PAS, care sunt următoarele partide? Care sunt partide fie foste conduse de un oligarh, altele foste proruse, care acum sunt pro-Moldova? Bine, și alegerii vor mai fi pentru că urmează încă doi ani electorali. Da, urmează două alegeri foarte importante care depinde integrarea noastră europeană. <laughs> Iar ajungem de unde am pornit. Că până la urmă, totuși, contează dacă acest drum rămâne a fi unul irreversibil sau dacă cineva poate să-l împiedice și mai ales dacă cetățenii uniți știu ce vor în acest stat. Da, încercările sunt, sunt foarte mari din partea încercările Federației Încercările sau ruse. provocările? Încercările Federației Ruse de a, opri, de a stopa acest proces. Sunt foarte, foarte mari, vizibile, dar în tentativele Federației Rusie contează mai mult dacă sunt puse pe balanță cu interesul și vrerea și dorința cetățenilor Republicii Moldova? Acum trebuie să înțelegem că Rusia și-a schimbat în ultimul timp politicienii de la Chișinău, preferențiabilii Și cine crezi că sunt favoriții Rusiei aici în Republica Moldova, din rândul clasei politice? Din rândul clasei politice, primarul actual. De asemenea, observăm uh, o revitalizare a Irinei Vlah. Și-a lansat cărți. Vine și -a, a, făcut o fundație sau o asociație care va promova interesele cetățenilor. Avem o platformă. Uh, o platformă, exact. Mai sunt uh, foști uh, premieri care de asemenea răvnesc uh, spre viitorul european, dar uh, să, fim, să ne spălăm cu apă rece, în primul rând. Bine și dacă 60, aproape 60% din cetățeni vor ca țara lor să ajungă în Uniunea Europeană, acești politicieni ar putea să le schimbe gândirea, să le schimbe opțiunea, inclusiv și parcursul. Poate să l, să -l destopat ar fi foarte complicat, dar, dar să încetineze acest parcurs. Pentru tine ca tânăr, ce înseamnă implementarea reformelor și cum se fac aceste reforme și mai ales când pot fi livrate rezultate făcând aceste reforme? Cu multă chipzuință. Sunt, reformele sunt foarte complicate de, de, de pus în aplicare și asta o vedem în Republica Moldova cu reforma justiției atât de complicată și atâtea multe legi, curtea constituțională la unele chiar le-au dat hotărâre ca fiind neconstituționale. Sigur, sunt, sunt mari probleme pe, pe acest ieșchier, dar reformele, cum am spus, trebuie să fie făcute cu multă chipzuință, specialiști din domeniu. Reformele nu, sunt făcute de, nu trebuie să fie făcute de, de politicieni. Reformele trebuie să fie făcute de specialiști. Iar când o guvernare fac o face reforme și respectiv își pun în funcție doar oameni de mult de politic, nu specialiști tehnocrați, dar politic, ieșuiază reforma. Problema e de unde să găsești acești specialiști și mai ales să se insistă pe ideea că trebuie niște specialiști, indiferent în care domeniu activează, să fie integri, să fie onești, să aibă această dedicație pentru tot ceea ce trebuie schimbat într-un domeniu sau altul. Sigur, indubitabil, specialiștii ar fi de dorit să fie așa cum a spus dumneavoastră. Oamenii de unde să luăm? Sunt. Sunt în Republica Moldova foarte mulți. Și tineri care vor să facă, să schimbe, sunt foarte mulți. Nu... Nu i-am auzit ne. să fie atât de vocali ca să spună că își doresc cu tot din adinsul ei, mai degrabă mergând industria tehnologiei, în IT, sau ziceam ceva mai devreme că aleg străinătatea. Nu, sunt foarte mulți tineri. Acum cât tineri absolvesc Universitatea de Stat, Facultatea de Drept și alte facultăți? Sunt foarte mulți tineri. Nu sunt luați în seamă. Pentru că, de asemenea, reformele care sunt făcute sunt făcute sub aspect politic. Cei care fac reforma sunt politicienii, dar ar fi trebuit să fie specialiști din, din domeniu. Dar cum ar trebui să fie luat în seamă tânărul, ca să ne fie clar totuși? Cum el se promovează sau cineva trebuie să-l vadă, să-l găsească și să-i spună că uite, avem nevoie de tine aici sau acolo? Să știți că ambele componente au și au importanța lor. Și tânărul trebuie să, să vină cu, cu interes... Să... Și există această inițiativă din partea junilor? Eu cred că da. Sunt foarte mulți. Dar chiar în Partidul Actual de Guvernare sunt foarte mulți, sunt foarte mulți tineri care. Da, uneori, ce se mai zice? Că ei sunt, nu sunt experimentați, că ei au venit direct de pe băncile Universității să conducă un minister sau să fie legiuitor. Mai bine așa decât politicienii care pe parcursul vieților lor au fost șef de asociații și au intrat în Parlament. De așa cred de cuvință. Acum, cei nostalgici mai pot influența lucrurile din Republica Moldova? În cetul încetul vorbim despre o scădere a acestui ieșcher de, 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 dreapta, de stânga și prorus. Pentru că se schimbă generațiile, în liceu învățăm limba română, istoria românilor și universală. Deci, respectiv, mentalitățile se schimbă. Și din acest punct de vedere, eu sunt foarte optimist în privința unirii. Ne, se pune, se pune în problema când. Dar eu sunt foarte optimist din punctul ăsta de vedere. Da, pentru tine ce înseamnă când se va produce acest lucru? Contează foarte mult de aspectul, aspectul extern. Așa cum a fost la 1918, Basarabinul nu și-a făcut de cap și-a făcut singur unirea. Nu, a avut loc o dispariție a unui imperiu, a mai multor imperii. Da, și în contextul a... intern a fost, a fost prielnic de asemenea. Exact. Era o Contează elită care... foarte mult și cu împrejurările. Exact, era o elită care și-a asumat discursul unionist. Pentru că nu toți din sfatul țării care după au intrat în politica românească, dar nu toți erau unioniști înainte de 1918. Deci, Unii din ei au fost considerați bolșevici, ca Ion, Ion Inculeț. El a fost considerat bolșevic și după asta a devenit peste noapte regalist. Bine, dar în Republica Moldova de 30 de ani există curentul unionist și care e rezultatul activității acestor politicieni? Revedem de zi cu zi. Limba română, pe străzile din Chișinău. De exemplu, vă dați seama, Nicolae Costin a schimbat, a schimbat străzile din, din prada sovietică în, pe cele care le avem în prezent. Ai putea să ne numești 10 lideri care promovează curentul unionist? Nu. Dar Lider, că... nu, Lider, ca cum înțeleg eu, nu. Dar pe cine-i ai numit tu? Ca și, și nici și, politicieni. Ca și promotorii ai acestui deziderat. Sunt foarte mulți, în, inclusiv intelectuali. Nu, mă refer la politicieni. Nu, no, politicieni nu. Niciunul nu e. Pentru mine politician înseamnă altceva. Ce înseamnă? Pentru tine politician. Un om foarte echilibrat, asumat, știe ce spune, știe când spune și cum spune. Dar tu ai fost în anturajul mai multor politicieni. Exact, așa este. Ce lecție ai învățat? Cum am spus, să vorbesc foarte echilibrat, să nu sar cu declarații tăioase, să fiu, să fiu foarte. Ce, ce lecție ai învățat după ce ai văzut activitatea lor? Să cred, în visele, să cred în visele mele, că lupta nu se termină la, la o bătălie. Am înțeles. Ai avut un vis și visul s-a realizat. Ai ajuns să fii primit în audiență de majestatea sa Margareta. Da? Așa, asta Nu a fost o audiență, a fost mai mult decât atât un eveniment foarte frumos de 10 mai în 2022. Am oferit un buchet de flori la gara regală Baniasa da. din București, pentru că atunci au anulat gardă în parte pe care o făceau în fiecare an din cauza războiului și respectiv ei au mers cu trenul regal prin mai multe orașe ale României și respectiv ei au pornit din București și am oferit un buchet de flori. Am spus că sunt niște și și m-am mulțumit. Familia regală vine deseori în Republica Moldova? Da, în ultimul timp foarte des. Am observat, am observat foarte mult. Și au întâlniri deputați și, și la nivel și de. Cum cuberen, comentezi aceste vizite? Este de asemenea un proces, un proces în care familia regală și asumă un discurs, discursul integrării europene a Republicii Moldova. De asemenea, sigur, ei nu, fac, nu uită de referință la trecut, menționează de Basarabia, de importanța coroanei români în contextul unirii. Dar majoritatea politicienilor de la București, inclusiv și, iată, majestatea sa Margareta, vorbesc despre nevoia integrării europene a Republicii Moldova mai mult da, sigur. Subiectul pentru... ăsta este pus în. discuție. discuție. Da, Aveți prefectă dreptate pentru că nu avem politicieni care să promoveze discurs și nu avem diplomați care să-și asume acest vector de viitor. Dar la București și asumă cineva actul de întregiri. Nu cred că și asumă, dar nu. De, contează foarte mult de, de relațiile internaționale. Cum se poziționează fiecare stat în, în contextul Până unirii. la urmă, totuși, decizia nu aparține doar Chișinăului sau Bucureștiului. Nici în caz, nici în 1980 nu a aparținut de, de, de România. Aparținut de marele puteri. Așa și acum. E firesc. Și atunci această insistență că e mai cu șansă unirea decât integrarea europeană, iarăși parcă nu ar avea suficient argument că... Că se va întâmpla? Nu, problema este de, de finalitatea acestui proces despre integrarea europeană sigur putem vorbi foarte mult, dar uh, finalitatea noi nu știm când va fi nu știm din cauza războiului din Ucraina și, a, și inclusiv uh, din cauza relațiilor uh, inclusiv a politicienilor de aici la Chișinău cu cine țin uh, cu ce partide uh, merg la alegeri depinde foarte mult și respectiv, dacă vorbim de aspectul unirii, avem o finalitate clară, unirea cu România, integrarea în unirea în NATO. Cât încredere ai în biserică? Am încredere în biserică, sigur, sunt credincios. Mergi des la biserică? Încerc, în fi da timpului, dar încerc, da. Ce părere ai despre disputa aceasta care există actualmente între cele două metropolii, Metropolia Moldovei și cea Basarabiei? ca și în contextul unirii. <laughs> eu sigur, din anii, eu cred că de cuvință, din anii 90, anii 90 ar fi trebuit ca Metropolia Basarabia să fie unica în, în acest teritoriu. Nu s-a întâmplat acest lucru și iată, sunt frământări acum Nu s-a în societate. întâmplat. Nu s-a întâmplat și respectiv observăm bătălia identitară în Basarabia și în aspect religios. E o bătălie identitară. Asta se întâmplă și nu doar în, în biserică. În politică, în școli. Sigur, sunt unele școli care promovează identitatea moldovenească. Nu mai vorbim de liceele din Transnistria. Sunt foarte multe care bine, pe lângă cele care sunt cumva echilibru, mențin echilibru românesc acolo, dar sunt unele care promovează moldovenism, limba moldovenească și altele. Așa și biserica promovează fie aspectul românesc, fie... Dar tu ce ziceai? Venit. Că într-o democrație veritabilă, pluralismul de opinie ar trebui să aducă la însănătoșirea societății. Pluralismul politic într-un stat de succes, nu într-un stat ieșuat. Pluralismul politic, adică democrația, să fie una funcționabilă într-un stat în care instituțiile, într-adevăr, au credibilitate, au susținere din partea cetățenilor, cetățenii nu se sfiesc să ocolească legea inclusiv, în care nu există bătălii identitare, ce limbă vorbesc, moldovenească, limba română, ce ești român, moldovean. Și dacă Republica Moldova ajunge să fie un stat de succes, atunci o să ți retragi? Nu, niciun vintele? caz, niciun caz, dar nu sunt atât de optimist din acest punct de vedere. Nu știu cum Republica Moldova poate să ajungă un stat, un stat de succes. Uniunea Europeană poate să ajute Republica Moldova să devină un stat de succes. Da, sigur poate, dar v-am spus, contează foarte mult cum se termină războiul din Ucraina, când se termină și dacă se termină și cum ne poziționăm noi în, din acest punct de vedere. Da, acum, pentru că ești la facultate de Istorie, faci studii acolo, o să te întreb pe tine ca istoric, Da. Iată, ce perspectivă dai tu negocierii pe cei în această regiune? Problema extinderii Uniunii Europene este că, și frica mea este că, ca Moldova să nu fie catalogată cu Ucraina în, în aceeași oală. Dacă Ucrainei se spune nu, să nu îi se spună nu și Moldovei. Pentru că, vă dați seama, pentru Uniunea Europeană ar fi foarte greu să dea un răspuns benefic Ucrainei, în condițiile în care acolo sunt, este un război. În Ucraina nu poți face reforme. Uniunea Europeană cere reforme, în primul rând. Dar nu s-ar fi Integrarea... simți trădată Ucraina de Uniunea Europeană pentru că a existat această solidaritate evident, în spațiul Uniunii Europene, a ajutat și continuă să fie ajutată Ucraina? Nu, evident, ar fi, ar fi, sigur, ar fi o trădare, cum spuneți, dar să fim pragmatici și realiști. Deci, sincer, e o problemă foarte mare. Dacă vom fi puși alături de ucraineni, dacă nu vom fi puși alături de ucraineni, care sunt interesele Uniunii Europene, Europene pentru a se extinde doar în Moldova și nu în Ucraina, sau dacă se vor extinde în ambele state, e foarte complicat să, să spun. Deși toți politicienii și europarlamentarii care au venit la Chișinău la sfârșitul lunii noiembrie și începutul lui decembrie au, au avut doar, doar chestii pozitive de spus. Deci, mi-ar fi foarte complicat. Nu vreau să mă să dau cu presupusul. și iarăși revenim la dosarul transnistrian și ce se crede? Că această problemă transnistriană va fi cu putință să fie rezolvată doar dacă se termină acest război da. și iese învingătoare Ucraina. Fie așa, fie așa. Independența de situație. Cum am spus, totul depinde de relațiile internaționale și de uh, cum se vor poziționa statele din, din regiune. Dacă câștigă Ucraina, sigur, ar fi, un, uh, ar fi un câștig și pentru Republica Moldova. Dacă Ucraina nu va continua lupta și respectiv se vor pune, nu știu, niște granițe, cumva, așa cum sunt, sunt ele acum, sau ar fi un război înghețat, un conflict înghețat atunci, de asemenea, Transnistria nu cred că va fi lichidată, va continua existența sa. Dar între timp apar voci care spun că și UE ar putea să fie un pic zdruncinată și atunci ar putea să crească numărul euroscepticelor. Nu, Cum Uniunea Europeană să fie zdruncinată, nu. E, Slăbită. Nu, este un proces, Uniunea Europeană a trecut printr-un proces în care toate statele cumva s-au -au unit între ele și respectiv nu mai putem vorbi despre o disoluție sau dispariție, nu. Nu dispariție, am zis slăbire. Dar nici slăbire, nu. Nu. Contează foarte mult alegerile din 2024. Europarlamentare? Și europarlamentare, dar și în foarte multe țări au loc alegeri. Și în Statele Unite. De asemenea sunt alegeri. Și respectiv din punctul ăsta trebuie să, să vedem lucrurile. Deci trebuie luat în calcul și rezultatele alegerilor. Rezultatele alegerilor vor depinde foarte mult și vor fi cumva ca o consecință a războiului din Ucraina. Să vedem cum se vor poziționa europenii și, și cei din Statele Unite cu privire la subiectul războiului din Ucraina. Dar să revenim la modernizarea Republicii Moldova. Mulți insistă pe ideea că educația contează foarte mult și mai cu seamă ce se va întâmpla în acest domeniu, cum va fi reformat acest domeniu. Cine vor fi cei care fac de calitate această educație? Sunt multe aspecte pe care trebuie să le discutăm, să le abordăm cu regularitate și rămâi și tu la ideea că totul pornește de la educație? Da, pornești totul de la educație. Și nu educația în sensul de celor șapte ani de acasă și pentru ceea contează. Da vorbim despre uh, un proces educațional de, din, uh, din liceu. Din anii uh, fie gimnazial primare gimnaziale. Tinerii vor să fie educați depinde de, de familie. Sunt foarte mulți. Asta am spus, problema statului eșuat. Într-o țară în care există prosperitate, oamenii nu-și pun în problema identitară, nu-și pun problema ce limbă vorbesc, pentru că ei au alte priorități. În Republica Moldova, dai ca o bombă, nu știu, o lege în care spui că limba rusă este a doua limbă moldova, toată lumea sare și respectiv problemele economice se uită. Asta nu este democrație. Da, în educație ce trebuie schimbată, în opinia ta? În educație aș... A venit un da. ministru tânăr acum în fruntea Ministerului. Aud cuvinte de laudă la adresa activității lui și da, din sigur, partea sigur, a s -a elevilor, studenților, și, da. profesorilor, părinților. Exact, este apreciabil ceea ce face. S-a revitalizat și Ministerul, au început foarte multe proiecte. Sigur, foarte bine ceea ce face, însă vreau mai multe mai multe. Practicii europene și occidentale. Păi, acum, dacă se deschid, de, deschid negocierile de aderare a Republicii Moldova, da, pentru Republica Moldova la Uniunea Europeană, acesta un subiect. Da, da, da. și vor fi atrase fonduri, inclusiv pentru ca să se schimbe situația în acest domeniu. Ar fi foarte necesar pentru că tinerii trebuie să se simtă că ei sunt speciali. Din moment ce ei nu se simt că sunt speciali, ei pleacă. Dar ei. Au nevoie de educație aici și să facă stagii peste Hotare, să meargă în vizită la instituții de peste Hotare, ca să-și dea seama totuși ce trebuie să facă și ei da. la dâns și acasă? Da, exact. Asta ar ajuta foarte mult parcursul nostru european. Ar ajutat foarte mult pentru că tinerii văd și preiau practici europene și le aduc acasă. Dar cine din deputații din Parlament îți suflă încredere și mă refer în primul rând la cei care sunt tineri și pentru ce le apreciezi activitatea? Apreciez activitatea domnului deputat închevici, doamnei Marcela Nistor, care a venit cu acea inițiativă voucher cultural de care am beneficiat și eu și pe această cale îi mulțumesc foarte mult. Sigur, este un proces firesc ca tinerii ca tinerii să fie captivați de domeniul ăsta politic și cultural, cum am spus, cu exemplu, voucher cultural. A fost o inițiativă foarte bună și am înțeles că vor să o extindă pentru studenți, și așa, ar fi foarte bună idee. Pentru că tinerii ar trebui să cunoască, inclusiv să meargă la teatre, la filme, să cumpere cărți, este ceva firesc pentru tineri. Dar și acolo, probabil că tot sunt tineri care sunt focusați pe aceste lucruri, și cei care mai puțin interes manifestă să meargă la teatru, să cumpere cărți. Depinde de interes și de familie, cum am spus. Dacă e o familie sănătoasă, una sănătoasă, depinde de, punct de intelectual. Sigur, da, e o familie care, într-adevăr, vorbim despre o familie normală în care un tânăr. Merge cu mare interes la un teatru, citește cărți și asta e firesc, e normal să, să fie. Dar pentru tine ar fi tentantă politica? Da, sigur, ar fi tentantă și nu ar fi. Da, este tentantă, urmărești ce se întâmplă și în Republica Moldova, și în România, și în alte țări. Sigur, ar fi tentantă. Dar ai vrea să scrii o cerere ca să aderi la un partid anume? Nu, acum nu, sigur nu. nu. Și niciodată n-ai vrut? Nu. Niciodată n-ai vrut? N-am avut 18 ani. A, și nu-ți permitea vârsta. Exact, dar oricum o asumare politică e, e, una, e, o decizie foarte complicată și nu, nu știu dacă mi voi asuma în perioada studenției. Dar eventual după studenție s-ar putea, da? Vezi că este o altă opțiune de voluntariat, numai decât să fii parte dintr-un partid, dar poți să fii voluntar, susținător, simpatizant. A fi simpatizat este simpatizant e ceva firesc. Dar ce înseamnă pentru tine o formațiune politică? Și cărei formațiuni politice îi oferi încrederea ta? În primul rând, o formațiune politică trebuie să fie cu o doctrină ideologică foarte bine stabilită. Și tu citești doctrinele fiecărui partid? Inclusiv doctrinele. Pe lângă personalitățile, ideile, doctrinele contează foarte mult pentru mine, sigur. Ce doctrină politică, ce interese își asumă acest partid? Contează foarte mult. Da, în Republica Moldova, inclusiv atunci când îi întrebi cetățeni cine din guvernanți vă însuflă mai multă încredere și dacă mai îi luați în calcul și culoarea lor politică, ei spun că aproape că nu există deosebire. Vedeți, asta înseamnă că oamenii nu această democrație. Oamenii nu sunt învățați. Mai degrabă, cultură politică. Cultura politică, exact, cultura politică. Oamenii nu sunt învățați să deosebească instituțiile statului, să înțeleagă ce asta Parlament, să înțeleagă că nu președintele majorează salariile sau cresc presurile. Nu președintele face asta. Dar se aduce drept exemplu uneori situația tinerilor din alte state, și ce se spune? că ei, chiar dacă nu, nu cunosc cine-i președinte, cine-i premier, cine sunt deputații, ei știu că au încredere în țara lor, ei știu că stabilitatea le asigură viitor și nici nu ar fi nevoie să cunoască numele politicienilor. Prima dată aud această opinie, sincer. Nu, nu cred. Am urmărit și reportaje și la televiziunile din Occident. Foarte interesant. Deși pentru mine foarte, foarte straniu sună, dar eu consider că tinerii ar fi trebuit să fie informați despre lucrurile care se întâmplă în statul respectiv, din punct de vedere economic, social și inclusiv politic. Să fie informați cum. Nu, să nu știi măcar 2 trei deputați, să nu știi cine e președinte sau rege, să nu știi ce guvern ai foarte straniu. Bine, dar. Pentru mulți dintre ei e mai interesant să stea pe TikTok sau să urmărească un blogger, o blogeriță și mai puțin să fie interesat de altceva. Da, sigur, asta e una dintre componentele uh, plăcute să, să faci ce-ți place, dar uh, sigur, pentru că vorbim de, ați spus, de uh, cultura politică. Asta este uh, ceva pe care un tânăr își o asumă. Dacă merge la vot sau nu, dacă se interesează sau nu. Dar după aia nu vorbim de. stau pe TikTok și a, ce stat am, a, ce țară, merg în alt, în alt stat. Inteligența artificială, și ce părere ai despre viitor? Ar fi foarte, foarte pragmatic din partea mea, dar sigur, e un subiect foarte delicat și înțeleg că lucrurile se vor schimba în viitor apropiat, se vor schimba radical și chiar sunt curios, cont, voi face parte din acea generație care vor, vor, vedea timpurile în care, nu știu, vor fi roboți care vor face tot felul de chestii, care vor înlocui oameni. Foarte interesant, deși mă bucur foarte mult că unile, de unele inițiative europene care vor, pe locuri vor stopa acest proces de dezvoltare a inteligenței artificiale, pentru că, într-adevăr, se pune problema dacă apare un robot în domeniul ăla, cine va face asta? Sau mai mult vorbim și de diplomație despre inteligența artificială și foarte straniu, nu știu. Da, eu. la început ai spus că e ceva delicat, de ce e delicat? Uh, totuși uh, pentru că vorbim de, de un subiect uh, nu tabu, dar pe unii vizează direct pe nu știu, chelneri, pe uh, taxatori sau tot felul de de meserii. Agenți turi, turistici, am înțeles. Turistici, taximetriști. Da, da, da. Multe da dar, cum se zice? Fiecare rău cu binele lui și fiecare bine cu răul lui. Da, exact. exact, Foarte bine. Da, sigur. Pe locuri e un bine că studenții astfel au prilejul de, de a da comanda și vine eseul pe, pe site, mm -hmm. dar în același timp vedem realității inclusiv economice. Tu faci în ceea ce GBT, este eu, dar după când termini universitatea, unde mergi să lucrezi? Iată, e o problemă sau e o provocare? E o e dilemă? O nu, e o provocare care poate fi reglementată în viitor. Cine vrea să câștige alegerile în România și în Republica Moldova la prezidențiale? Nu, nu am o preferință. Eu nu am cetățenie română, nu pot vota în România. Nu ai cetățenie română. De ce nu, nu, deci eu nu ai? E, e un proces birocratic mai complicat și nu... Dar nu... ai aplicat dosarul? Da, da, da. Da, am aplicat la dosar, aplicat? sigur. Uh, nu am un nume preferențiabil pentru că nu, nu a început o campanie așa preelectorală în care să se definească din, din start unii politicieni care sunt prezidențiabili. Um, și nici în Republica Moldova încă nu-mi dau seama, în afară de președinta Maia Sandu. Nu-mi nu dau seama cine va fi, cum va fi. Dar sigur, vor fi dileme, vor fi. În România sunt probleme că avem creșterea dreptei, extremei drepte, în Republica Moldova de realitățile războiului hibrid, implicația Rusiei. Dar aceste așteptări pe care le au cetățenii de la cei care conduc sunt justificate de fiecare dată pentru că eu deseori spun despre acest lucru. Sunt oameni care spun că l-am ales să fie bun să facă, i-am dat votul să fie bun să răspundă pentru tot ceea ce trebuie să se întâmple. Politicienii răspund la alegeri de, de ce, ce au promis în campaniile precedente. Asta e, asta e singura explicație. Democratică. Dar așteptarea cetățeanului cu cineva trebuie să-i facă e una. E una firească. Asta e democrație. votezi pe un om că ți-a promis a veni cu un pliant și acolo scrie a 1, 2, 3, 4, 5. Bine, și tu ai făcut. Eu te-am votat, da? și patru ani eu sunt pasiv și aștept de nu, la tine ca caz. să livrezi rezultate. În niciun caz, în acest context, sunt uh, diferite asociații, uh, dacă te exprimi în mod direct. Uh, dacă, ai, de, dacă te vizează direct la proteste, te, uh, te afirmi, nu, nu stai în expectativă. Ce fac colegii tăi care au. Ați absolvit? Eu fac foarte bine. Uh, liceu. Bine. Fac foarte bine unii prin Germania, alții tot prin România. Republica Moldova au rămas foarte, foarte mulți. A, au rămas totuși, da. că altă dată, în alți ani, erau promoții când majoritatea erau plecați peste cotare. Numărul de studenți, din câte am înțeles, a scăzut, dar știu că la Universitatea de Stat a crescut numărul studenților, din câte am înțeles eu. Deci, respectiv, e un, un indicator bun pentru Universitatea de Stat. Și pe ceasă, care trebuie să-l să felicităm pe domnul Șarov, care a reușit să revitalizeze Universitatea de Stat. Dar cerințele tale acum sunt mai mari față de liceu sau față de universitate? Fa Totuși, față de liceu. Universitatea te specializează într-un domeniu. Liceul te creează ca om. Și familia, de asemenea. Iată, vezi, asta am vrut să spun și eu. Ce mesaj ai pentru cei care sunt de o vârstă cu tine? Pentru cei care sunt de o vârstă cu mine vreau ca ei să creadă în visele lor și în ultimul rând totuși țin cont că a fost ziua națională a României pe 1 decembrie vreau să le urez tuturor succese să totuși să credeți în, în acest ideal frumos și să sperăm că vom trăi într-un viitor frumos alături de România în familia europeană și occidentală. Doar nu uitați că viitorul faceți chiar voi. Da, iar unirea se construiește zi de zi, cu spune domnul Cerean. Mulțumim, Oleg, că ai dat curs invitație noastre să revii aici la Vocea Basarabiei. Te mai așteptăm și cu alte ocazii să ne aduci vești bune, vești în bucurătoare. Dar mai mult să aflăm că voi, tinerii, sunteți cei care vă implicați și cei care nu doar așteptați. Cei care știți ce trebuie să faceți, pentru că foarte mult contează, și de felul cum o să fiți și voi, într-un fel, uniți pentru a atinge același scop. Dar scopul rămâne a fi unul: să trăim mai bine și să existe pace aici, în regiune și pe întreg globul pământesc. Da, și în acest ordine de, de idei spun: trăiască nația. Mulțumim pentru această discuție celor care au urmărit această ediție a emisiunii Puncte de reflexie. Le reamintim că astăzi am discutat cu Oleg Kisiliov care actualmente este student și face studiile la Universitatea din București Facultatea de Istorie. Și mai este și membru al Asociației Isto Diplomaților Tinerilor, tinerilor. tinerilor Diplomați din Republica Moldova. Toate bune pe curând!